Exuberanța specifică Zilei Tineretului a cuprins pe toți cei aflați în centrul Piteștiului. Participanții la paradă au parcurs kilometri întregi și i-au atras ca un magnet pe localnici. Pe strada de promenadă a orașului, toți participanții au fost fascinați de apariția scufiței roșii. Îi duc un coș cu merinde, doar să mai îngreveni. Și doar merinde ai tu acolo în coș. Adolescenții plini de viață au dansat mai ceva ca la concursurile de gen. Sunt acoperite o serie întreagă de activități specifice tinerilor și cred eu că acest gen de activități sunt absolut în favoarea tuturor celor care ne reprezintă generația tânără. Avem de la concurs de poezie până la dezbate pe temă de tineret, carnavalul stradal care suntem acum aici, în miezul zilei, să zic, formă avem mai departe un concurs de mis. Pentru toți a fost o seară specială și își doresc ca astfel de manifestări să fie organizate mai des, nu numai la ocazii.